Salutare lumea, dragi m am regăsit la un nou episod din seria de tutoriale pe Playtă. În acest episod o să încercăm să vedem cum este mina de 125 de ore. O să facem o oră de la mina de 125 de ore. Hai să dau și eu aici pe GPS uh, și să -i dăm la mina de 125 care e, frate. Uh, asta. Bun, nici nu știu unde se situează mina asta. Cred că este aici. Da, ok, în quartz. Uh, hai că ajungem până acolo și uh, dăm drumul iar la, la video, că nu -o, o să țin tot, tot drumul ăsta, bere pe două secunde. Bun, haideți că am ajuns și noi la mina de 125. Cred că am uitat să vă arăt. Uh, o, oh, a băgat este de-asta nouă, ok. Uh, o să așteptăm două minute să ștergă mașinile. Bun, ca să ajungeți la această mină, dați pe Kappa GPS și vă dați o săgeată în sus ca să vă duceți cel mai jos. Și aveți aici job miner 125 de ore. Uh, fac acest tutorial ca să vedem, pentru că foarte mult lume, multă lumea m-a întrebat dacă se merită să facem mina asta. Eu personal nu am făcut-o pentru că așa mi-a zis lumea că nu se merită. Uh, și acum o să facem o oră de farm aici la mină. Să vedem uh, ce ne pică și cât ne dă. Uh, am înțeles că aici ar putea să ne dea și argint și aur. Și acel argint și aur poate, să fie, po poate fi vândut la bancă. Acum nu știu pe câți bani, dar vom vedea. Hai să vă arăt uh, și ce avem. De fapt, hai că mai bine nu, mai bine nu cobor din ăsta. Stai să, stai să hai că aștept să treacă acel uh, clear la mașini. Bun, haideți că ne-am întors în sfârșit. A trecut și clear ăla. Uh, hai să-mi pun și eu, aici. Hai să-mi pun și eu ceasul. Uh, bani avem. Avem, avem, avem 1200, ne ajunge. Asta este tot ce avem noi acum, mă rog, -o să le arunc pe pentru că am nevoie de ele. Și o să mergem acum și o să minăm. Hai să păsăm mai strâi ca să închidă mașina. Și să mergem la job. Hai să vedem cum pică. La, la job ăsta de miner, de mina de 125 de ore, pică între 1 și 3 minereuri de sol și 1 și 3 minereuri de fier. Uh, și mai pică... O să iau, uniforma, o să cumpără și tână cu ape, Și argintul și aurul pică doar câte o bucată. În rest, ce mai pică de la mine asta, mai pică și artefactele care pică la... Uh, care pică la... la recuperator. Și o să le strâng și pe la pe toate și o să, o să vi le arăt ce mi-a picat la final. Hai să mergem să spargem un miler două. Să vedem... Uh, să vedem și dropul, doar că eu am mai făcut asta o dată, doar că nu mi s-a înregistrat sunetul, băieți, din păcate. Și, na, trebuie să trag iar clipul ăsta. Asta este. Uh, bun, cam asta, cam aici e camera, deci cam asta e camera unde se mineană, uh, minează, asta, acolo, în partea aia și în camera de lângă. Doar, uh, doar aici dă minereuri. Și hai să, hai să vedem, hai să spargem și noi minereu. Tot din 5 bucăți se sparge, 1, 2, 3, 4 și 5. Bun. Și mi s-a spart deja trânăcop. Wow, ce norocoși suntem. Ce pot să zic? Da. Uh, hai că, că, fac eu mina asta aici, fraților, și după o oră o să pun acum. Stai să pun acum cronometru, că am uitat să-l pun. Uh, e imediat două secunde ceas, cronometrul am pornit și din momentul ăsta avem o oră de far, fraților, aici în mina. Sunt foarte curios ce ne pică. Uh, hai că revenim după ce trece o oră de far, v-am pupat. BRB. Uh, bun, haideți că am terminat și noi ora de farm, avem 59 de minute și 25 de secunde și ni s-a spart copul din păcate și nu mai are rost să mă întorc să iau altul și să mă întorc în mine că s-ar face 60 de minute. Uh, haideți să mergem la, la Terrorbyte. Să vedem câte minereuri am strâns noi într-o oră. Uh, din păcate nu mi-a picat niciun artefact, mă rog. De fapt, mai bine spus din bucurie, că vreau să îmi pice minereuri, nu artefacte. Că oricum nu, nu prea se fac bani din artefacte. Și hai să mergem acum la dubă, să vedem, uh, mă rog, la dubă, la Terror să vedem câte minereuri am strâns, fraților, noi într-o oră aici. Oricum vă spun de pe acum, nici cred că jumătate de dubă, de sol sau de fier n-am făcut. Jobul ăsta e foarte, foarte, foarte prost, nu vă recomand să-l faceți, dar v-am făcut video ca să vedeți exact cam cât se face pe oră. Vă sugerez să faceți, fraților, ăsta, nu ulei, petrol și să vă cumpărați cu banii din petrol, minereurile. Bun. Deci avem 5 de astea, 30 de sulf, 6, uh, nu, 8 aur, 8 aur și 5 argint. Bun, și în total avem. Deci avem 17 argint. Din păcate nu putem să facem un lingou de argint să-l vindem, pentru că ne trebuie 20 de minereuri ca să facem 4 nefinisate și după aia din 4 nefinisate să facem un lingou. Deci din păcate nu putem să facem lingou. La fel și la aur nu putem să facem lingou. La fier. La fier putem să facem un oțel, pentru că ar veni 4. Ah, ne mai trebuia patru fier și puteam să facem doi oțel. Și iar la sulf avem aici 11 11 sulf avem, 11, 11, praf de sulf care a vine aproape mai mult de un sfert de dubă de sulf. Da. Uh, bun. O treime de fapt avem aici de sulf. Bun, uh, calculăm banii rapid, deci practic dacă am mai stat puțin să facem 2 oțel, am fi făcut din oțelul ăla dacă l-am vinde cu 4500, am fi făcut 9k din fier, iar din sulf, dacă am ar fi să dăm o, cu 1000 bucata de sul, de praf de sulf, am face deci am face undeva la 20k pe oră cred, că vin două bucăți de fier aici de, de oțel, pardon care vin 9k și 11 cu 1000 vine 20 de k în cap de, de bani. Deci e un job foarte prost plătit, atât pot să vă zic. Într-o oră să faci doar 20 de k, chiar e prost. Și na, vă sugerez să nu l faceți. Uh, bun, dacă v-a ajutat episodul într-un fel, dacă v-a plăcut, lăsați un like, un subscribe, un comentariu și un share. Eu am fost de la și rămâneți pe canal, dragii mei, pentru a urmări în continuare episoade de pe Playtă și de pe celelalte servere și live-urile mele. Eu am fost de la vă pup și ne revedem în episodul următor, dragii mei. Pa, pa!